Ambulatoriul Spitalului de Urgență Târgu Jiu, cunoscut și ca Spitalul 700, a intrat de ceva vreme în reabilitare și modernizare, proces care a cuprins și înlocuirea acoperișului. Problema care se pune este că, după cum spune chiar directorul unității, medicul Vasile Stănculete, țigla era în stare foarte bună, fiind înlocuită în mandatul lui Florin Bălan în urmă cu mai puțin de 10 ani. După ce au dat-o jos, au hotărât să o refolosească pentru a repara acoperișul spitalului de pe Tudor Vladimirescu. Țigla care o dăm jos de pe policlinică, de pe ambulatoriu, o să o folosim ca să acoperim locația spitalului de la Tudor Vladimirescu. Acoperișul iarna trecută ne-a făcut ceva probleme, ne-a curs apa în secțiile de ORL și oftalmo. Și ne-am gândit să refacem acoperișul cu țigla care am dat-o jos de pe ambulatoriu. Țigla înlocuită avea o garanție de până la 30 de ani, însă atunci când a fost dată jos de pe acoperișul spitalului 700, o parte s-a mai și spart, aceste pierderi putând fi evitate dacă nu era înlocuită. Da, cu pierderile de rigoare de 10%, după câte am înțeles de la constructor care intră în regiile demolării, este într-o stare destul de bună. Până când va fi folosită pentru repararea găurilor din acoperișul spitalului de pe Tudor Vladimirescu, țigla este depozitată în curtea interioară de la Spitalul 700.